participat la activitățile dedicate zilei voastre a copiilor și colegii voștri mai mari v-au pregătit o surpriză. Am auzit că vă place teatru, așa e? Da! O cunoașteți pe Lizuca? Da! Și prietenul ei cum se chema? Patrocle! Ia uitați-l pe Patrocle! Vin acum la voi să vă prezinte un mic moment. Vă rog să fiți atenți și să ascultați, da? Să-i urmăriți cu grijă. Vă rog. Să știi că acesta este drumul spre bunicii tăi. Pe ce drum? Spre bunicii mei? Da, da. Hai, Patrocle, să mergem. Să vă grăbiți? Să nu vă prindă noaptea în pădure? Mulțumim! Hai, Patrocle, după coasta aceasta, să vă dă umbrava. Am pus și ajungem! Talia Maria Artenie, Alba ca zăpada, grădinița numărul 2. Surpriză la liceul Miron Costin pentru elevii de clasele mici și părinții care i-au adus pe micuț la școală în dimineața zilei de vineri. I-au găsit poarta elevilor încuiată. Nu mică le-a fost mirarea când, pe la intrarea profesorilor, au fost întâmpinați cu un coridor de flori și li s-a cântat la mulți ani. Autorii plăcutei surprize au fost elevii clasei a 11-a E care au cumpărat bomboane, baloane și flori pentru colegii lor din clasele mici. La ora 11, două grupe de copii de la grădinița numărul 5 din apropierea liceului au vizitat instituția, după care au mers în sala de teatru. Aici li s-a oferit un spectacol de teatru de păpuși susținut de către trupa școlii cu piesa Bubico. La final, sala răsunat de aplauze, copiii primind pachete cu dulciuri din partea directorului societății Agrocomplex Lunca Esa Pașcani, Bogdan Pantazi. Liceul teoretic Miron Costin sărbătorește Ziua Internațională a Copilului de 1 iunie în mod tradițional. De 3 ani de zile, în fiecare an, în această zi, primim toți elevii acestei școli pe intrarea principală, oferindu-le bomboane, baloane, flori, astfel încât de la cel mai mic din clasa 1 și până la cel mai mare, clasa 12, sunt primiți astfel. De asemenea, tot o activitate tradițională este cea pe care o organizăm pentru viitorii noștri școlari de clasa pregătitoare anul acesta și clasa 1, astfel încât două grupe de la grădinița 5 vor fi prezenți în școala noastră. Le vom oferi un spectacol și cadourile tradiționale de la sponsorizate de Agrocomplex. Le dorim tuturor copiilor, inclusiv nouă, la mulți ani pentru ziua de astăzi. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Repede, Doamne, semnalul de alarmă. O duc la semnal și o văd cum se întreabă. Aici, Doamne, o așa. Trenul stop, beloc, clecnătură colosală între pasageri. Cine a tras semnalul de alarmă? Dumnea ei, zic eu către personalul trenului, arătând-o pe cocoanele și rată. Da, plăiești, dar cocoana se zici pe tatele și... Trebuie să răspundă la procesul controlat ce se trețează pe cocoanele cățelui. Pe când în mijlocul pasagerilor grămăziți, cocoana se jenește. Eu mă apropii mai întâi cu oarecare sfială și îndoință, apoi încurajat de plândețea mea și șoptesc răspicat. Cocoană, eu l-am aruncat! Ce? Munca e coala! Cu ocazia zilei de 1 iunie, peste 30 de copii au fost pompieri pentru câteva minute. Elevii din clasele 1 și a 2 de la școala din Mogoșești-Siret, însoțiți de învățătorii Mihaela Gavrilei, Felice Angelu și Gheorghe Porumb, au vizitat subunitatea de pompieri din Pașcani, care a avut și ziua porților deschise. Copiilor li s-a arătat echipamentul pompierilor, îmbrăcămintea, iar la final au fost plimbați cu mașina de intervenții cu sirena pornită. Yeah!
Nu mă un pic aici. Aici avem niște, avem un costum, da, de protecție, da, vrea cineva să-l îmbrace? Eu! Ceva mai înalt, ce să vedem. Vrei? În vedere că astăzi este 1 iunie, le-am promis o surpriză și s-a întâmplat, pentru că noi avem un proiect, un parteneriat care s-a desfășurat de-a lungul anului cu secția de pompieri. Tema proiectului pompierii, prietenii noștri. Copiii știu despre acest proiect datorită faptului că am desfășurat activitățile până acum în școală. Au făcut simulare, o simulare cu incendiu. S-au descurcat destul de bine. Și astăzi le-am promis că vom face noi vizita la secția de pompieri. La sosirea lor au fost introduși în subunitate, i s-au prezentat tehnica de intervenție, tot ce na, ce mi-a plăcut lor. Și mai ales plimbarea care o vedeți și acum pe ecran, a plimbarea copiilor cu autospeciale de intervenție. La final, micuții au fost duși în oraș de către învățători la o prăjitură și un suc. În centrul orașului, la difuzoarele casei de cultură, au fost puse povești, iar tineri îmblăcați în clown au animat atmosfera pentru câteva zeci de minute.